Despre greșelile din campania electorală ale formațiunilor politice, specialiștii în comunicare cred că țin de stafurile de campanie electorală care nu au adus noutăți în stilul de a face politică, perpetuându-se greșelile din ultimii 20 de ani. Această organizație politică a avut candidatul de la primărie din 2012 ieșit din scena politică locală. Nici măcar nu face parte din echipa de conducere a pe... Nici dacă mai face politică. Acum, deci candidatul anterior de la legi locale a ieșit din scena politică locală și se avântase, bineînțeles, să susțină interesele comunității locale, dar nu le-a susținut. Candidatul acestei organizații politice la alegerile parlamentare pentru Colegiul Roman de Deputați a ieșit iarăși din scena politică locală romașcană, acum cam un an de zile. Iarăși cred că e un semn rău pentru această organizație politică. Candidatul acestei organizații politice pentru Colegiul de Senatori, care cuprindea și Romanul, a ieșit iarăși cumva din prim planul scenei politice, este în disgrație în partidul său. Tot din cauza greșelilor pe care le-au făcut partidele politice s-a ajuns în situația gravă ca Romanul să rămână fără reprezentare parlamentară. În momentul de față, Romanul nu are niciun fel de reprezentare parlamentară. Real. Pentru că o luăm așa, da? Elena Udrea. Așa. Este deputată independentă și nu mai face parte dintr-un partid care să fie. Domnul Chelaru este pe faraș în propriul partid. Acum să vedem ce se întâmplă după alegerile astea. Domnul senator care a plecat de la PDL și a ajuns la PSD, când avem doi senatori în zonă, da? Cadar. Domnul Cadar. La fel. Bine, el n-a existat niciodată cu adevărat. Și mai e... cine care se ocupe de Roma? Nimeni. Nici foștii candidați, cum spuneai tu, se ocupă de Iași, de alte zone... care reprezintă mai mult interes pentru ei. Poate ar trebui în toamnă să fim mai atenți pe cine trimitem în Parlament. Mirarea specialiștilor în comunicare este legată și de renunțarea stafurilor de campanie la o serie de lideri importanți care ar fi putut aduce un plus de voturi. Iată un fost candidat de la primărie, Mihail Florea, care a intrat în PSD, n-a făcut parte din echipa politică de acum. Cred că... Fostul deputat de Roman, care s-a transferat la PSD până în 2012, iarăși n-a făcut parte din politică, din echipa politică a PSD. Și eu mă întreb, de ce nu reușește să-și păstreze această organizație lideri pe care i-a avut? Candidatul PSD la funcția de primar, Gheorghe Oprea, ar fi putut fi modelat de o echipă de campanie profesionistă dacă aceasta ar fi existat. Pentru că dacă lăsau pe domnul Oprea să meargă pe linia aia și nu impuneau iarăși aceeași linie de comunicare folosită de PSD de atâția ani încoace pierzătoare, domnul Oprea sunt convins că ar fi obținut un scor decent. Am înțeles acum pentru că avem material de lucru, domnul Oprea e un om pe care se poate lucra. Dezbaterea organizată de un post de televiziune local s-a constituit în opinia specialiștilor în comunicare dintr-un cor de înjurat primarul, toți candidații la funcția de primar al Romanului având același scop, de a-i scădea din procente actualului primar. Rezultatul a fost însă contrariul. La ultima dezbatere pe care singura. Am urmărit-o, singura, atitudinea domnului Oprea, spre deosebire de cealaltă emisiune în care l-am văzut, bun, poate și conjunctura, că acolo ăla a fost așa un cor de înjurat primarul. Dar trecând peste chestia asta, domnul Oprea a avut o atitudine care deja se ducea spre linia de comunicare a partidului. Adică nu agresivă neapărat, dar superioară și arogantă. Era tot timpul cu atitudinea asta. Deci cam totul deja prinsese partidul. Deja prinsese partidul, ceea ce nu e corect. Încă o dată spun și am spus-o tuturor. Pe Gheorghe Oprea se putea lucra, se putea scoate un candidat, poate nu pentru acum, poate peste 4 ani. Dar măcar un scor rezonabil, nu să te asta duci diferența. De câștigat era complicat, era aproape imposibil, doar, nu știu, o minune să se fi întâmplat, să se fi îndeplinit visele domnului Harabagiu, nu știu. Doar așa poate câștiga altcineva la Roman. Dar puteai să obții un scor decent, puteai să obții un scor pe care să construiești timp de 4 ani. În momentul de față, din punctul meu de vedere, trebuie schimbat drastic tot la PSD. Aia spun, nu e treaba mea, e treaba lor. Dacă formațiunile politice vor trage sau nu învățătură din ultimele rezultate obținute la alegerile locale din 5 iunie, rămâne de văzut la proxima campanie electorală, adică la aceea din toamnă pentru alegerile parlamentare.